Această emisiune vă este oferită de Centrul de Tratamente Naturiste Nicu Ghercu. Bună seara, dragi telespectatori, și bun venit la o nouă emisiune Fântâna Sănătății. Eu sunt Nicu Ghercu, de peste 20 de ani lucrez în domeniul terapiilor alternative și împreună cu Adriana, fiica mea, în această seară vom fi gazdele dumneavoastră pe parcursul următoarei ore. Și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că v-am pregătit informații foarte calitative. Sper să vă bucure și mintea și inima și să vă fie de folos în viața de zi cu zi. Adriana, te rugăm să anunți spre telespectatorii despre ce vom vorbi în această seară. Bună seara, vă spun și eu și bine ați venit sau revenit la emisiunea Fântâna Sănătății. Așa cum promiteam într-o emisiune anterioară, vom dedica emisiunea din această seară unui subiect larg răspândit, despre care avem încă multe de învățat. Astăzi vom vorbi cu precădere despre apă. Vom vedea ce beneficii ne aduce un consum de apă sănătos, ce înseamnă deshidratarea, care este o cantitate optimă de apă. De asemenea, vom discuta și despre diferențele dintre două tipuri de apă la mare căutare astăzi, adică apa alcalină și apa cu hidrogen. Vom vedea care sunt beneficiile amândurora și cum anume putem să alegem între ele. Dar vom vedea de asemenea și cum apa și terapia FOHAU, masajul energoterapeutic, susține beneficiile apei pentru organism. Sunt convins că este un subiect care vă trezește interesul, chiar dacă subiectul apă pare un subiect banal, vom vedea că este vorba despre cel mai misterios element al naturii și vom vedea de ce. Și vom înțelege cât de important este să avem un consum de regulat de apă, dar de o anumită calitate compatibilă cu sănătatea noastră. Așadar, să începem și să intrăm în tema discuției noastre, dar să dăm puțin paginile istoriei înapoi, să ne gândim la civilizațiile de mult apuse. De mult timp, oamenii și-au dat seama că omul are o legătură indestructibilă cu natura. Civilizațiile străvechi au înțeles superioritatea naturii asupra omului. De exemplu, civilizația maiașă numea pământul mama pământ, mama natură. Și este foarte potrivit această comparație, pentru că așa cum o mamă se îngrijește de copilul ei nou născut, se asigure protecție, căldură, hrană, tot ce are nevoie ca să se dezvolte în mod armonios, tot la fel și planeta Pământ, natura, ne oferă toate condițiile pentru ca noi să putem să trăim într-un mod plăcut și armonios pe Pământ. Și legile firești ale naturii sunt în felul următor. Pe măsură ce copilul crește, după aceea rolurile se inversează. Copilul devine responsabil și își respectă și onorează mama, părinții și se îngrijește de mamă. Tot la fel și omul, ajuns la un stadiu al evoluției foarte înalt, ar trebui în realitate să aibă grijă de natură, să se îngrijească, să prețuiască acest dar sau să prețuiască natura care ne susține viața pe pământ. Și este foarte interesant că și Biblia, Cartea Sfântă, vorbește despre superioritatea naturii, despre legile firești ale vieții pe pământ. De exemplu, în prima carte se spune că Dumnezeu l-a luat pe om din țărâna pământului, l-a făcut din țărâna pământului. Este foarte interesant să înțelegem acest aspect. Adică Dumnezeu l-a luat pe om, l-a conceput din elementele chimice existente în natură. L-a modelat, i-a suflat suflare de viață, adică energie divină, și omul a devenit un suflet viu. Acum să ne gândim câte aspecte identice sunt între om și planeta Pământ. De exemplu, Pământul are 70% apă. Omul este 70% apă. Planeta Pământ este brăzdată de fluvii, râuri, tot ce înseamnă apă. La fel este și corpul omenesc, brăzdat de
artere, vene, vase capilare, toate acestea arată identitatea omului cu pământul sau asemănarea izbitor de mare cu pământul. Și acum gândiți-vă cum este apa pe pământ. De exemplu, apa din oceane, din râuri, din fluvii, nu este o apă amorfă, o apă moartă, este o apă vie care mișună de vietăți, începând de la pești, păsări, microorganisme, absolut orice. Unde trec râurile, fluviile, se formează acele delte, adică solul este foarte roditor, foarte hrănitor. De ce? Pentru că apa are un rol vital în susținerea vieții pe pământ. Acum gândiți-vă cum este calitatea apei noastre interioare sau calitatea sângelui nostru. Sângele, acolo unde ajunge, hrănește corpul cu nutrienți, reface țesuturile, ajută la renoirea celulară și așa cum omul are un sistem imunitar dovedit de către știință, și natura are propriul sistem imunitar. De exemplu, oricât de poluată ar fi natura, dacă este lăsată singură, ea poate să-și dezvolte capacitatea sau microorganismele care să o ajute să se regenereze sau să se repare singură. Unde s-a făcut ruptura? De unde au început problemele societății moderne? Unde s-a făcut ruptura? Problemele societății moderne au început în momentul când omul nu a mai fost mulțumit cu statutul său de fiu al naturii. Acolo unde a trăit de mii de ani în bioritmul naturii, în armonie cu legile suverane ale naturii și a devenit stăpânul absolut al naturii, putem spune chiar tiranul naturii. Și legile imuabile ale vieții, legile suverane ale naturii au fost schimbate sau pervertite în legi comerciale unde profitul predomină necesitatea sau statusul omului care a trăit de mii de ani în armonie cu natura. Și observăm cum exploatarea abuzivă a naturii a dus la îmbolnăvirea planetei. Apele sunt din ce în ce mai poluate, atmosfera din ce în ce mai încărcată, aproape irespirabilă în unele orașe ale lumii. Solul a devenit neroditor, arid, din cauza contaminanților chimici care ajung în natură și toate acestea ca un efect de bumerang se întorc împotriva omului. Ce putem face? Putem să ne întoarcem la legile naturii. Este adevărat că la nivel individual nu putem să facem mare lucru, dar la nivel planetar nu putem să facem mare lucru, dar la nivel individual avem mecanisme prin care putem să ne ținem sănătatea în cote foarte, foarte bune. Și vom vorbi astăzi despre al doilea element ca importanță în susținerea vieții, după aer urmează apa. Și Adriana ne va vorbi despre importanța apei. Sperăm că v-am făcut curioși cu această introducere a subiectului nostru și vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pentru că v-am pregătit informații interesante și utile pentru sănătatea dumneavoastră, dar și a celor, dragi. De ce spunem despre consumul de apă că este atât de important? De ce se bate moneda atât de mult pe consumul de apă? Auzim adesea că apa este esențială pentru sănătate, dar de ce? Așa cum spunea mai devreme, suntem în proporție de 60-70% apă, iar sângele nostru este format din 90% apă. Apa este implicată în multe funcții importante din corp, printre care eliminarea toxinelor din organism, reglarea temperaturii corpului și ajută creierul să funcționeze. Cea mai mare parte a apei o obținem din băuturi lichide, dar și alimentele contribuie de asemenea cu o cantitate mică la aportul zilnic de apă. Așa cum spuneam în emisiunea de astăzi, vom analiza pe larg beneficiile consumului de apă și vom vedea cum alegem apa de cea mai bună calitate pentru noi și pentru familia noastră. Cu privire la beneficii, în primul rând putem spune că apa ajută la formarea salivei. Poate părea puțin fără logică faptul că dintre toate beneficiile apei am început tocmai cu acesta, care în aparență este un motiv banal. Procesul de digestie începe încă din gură.
Apa este o componentă principală a salivei, pe lângă alte enzime. Saliva este esențială pentru descompunerea alimentelor pe care le mâncăm și pentru a păstra un echilibru al bacteriilor benefice din gură, pentru că știm că există un microbiom foarte important în gură. Apa consumată în locul băuturilor dulci, care știm că sunt la mare căutare astăzi, poate ajuta și la prevenția carilor. Așadar, apa credem că este o alegere mai bună în orice situație. Totuși, dacă vă simțiți gura mai uscată decât de obicei, iar faptul de a bea mai multă apă nu vă ajută, este bine să vă consultați medicul, deoarece această condiție poate indica unele probleme de sănătate care este bine să fie luate din pripă. Un alt beneficiu al apei de care este important să ne folosim, mai ales acum vara, când temperatura de afară nu e tot timpul foarte plăcută, foarte prietenoasă, este acela că apa reglează temperatura corpului. Menținerea hidratării este esențială pentru menținerea temperaturii corpului. Corpul pierde apă prin transpirație în timpul activității fizice și atunci când locuim în medii calde. Transpirația de asemenea ne ajută să ne menținem corpul rece, dar temperatura corpului va crește dacă nu reumplem această rezervă de apă pe care o pierdem prin transpirație. Asta pentru că corpul nostru pierde electroliți și apă din sânge atunci când este deshidratat. Așa cum spuneam mai devreme, sângele este în proporție de 90% apă. Dacă transpirăm mai mult decât obicei, să ne asigurăm că bem mai multă apă pentru a evita deshidratarea. Dacă vorbim de temperatură și transpirație, trebuie să menționăm și că apa ajută la curățarea corpului prin eliminarea deșeurilor, prin transpirație, urinare și activitatea intestinului gros. Toate aceste trei procese de curățare sau de detoxifiere nu ar putea fi realizate fără apă. În cazul transpirației am văzut cum funcționează apa, dar să vedem acum pentru celelalte două procese. Avem nevoie de suficientă apă în organism pentru a avea un scaun sănătos și pentru a evita constipația. Rinichii sunt și ei, de asemenea, foarte importanți pentru filtrarea deșeurilor din corp prin urinare. Un consum suficient de apă ajută rinichii să funcționeze mai eficient și ajută, de asemenea, la prevenirea pietrelor la rinichi. Cei care au avut pietre la rinichi știu cât de dureroase sunt. Așadar, putem spune despre apă că este la fel de importantă pentru a menține intestinele și rinichii într-o funcție eficientă. De asemenea, dacă nu consumăm destulă apă, magneziu și fibre, spuneam că este foarte ușor să se instaleze constipația. De aceea putem trage concluzia că apa ajută la digestie. Consumul de apă înainte și la o anumită perioadă după masă ajută corpul să descompună mai ușor alimentele pe care trebuie să le consumăm, mai ales dacă avem o masă mai grea. Acest lucru ne va ajuta să digerăm alimentele mai eficient și să profităm la maximum de mesele noastre, să ne bucurăm din plin de ele. Pe lângă faptul că ajută la mărunțirea și la digerarea alimentelor, apa ajută și la dizolvarea vitaminelor, mineralelor și alte substanțe nutritive din alimente de care sunt însoțite, pe care după aceea le distribuie în corp, în toate colțișoarele, pentru a fi folosite acolo unde este nevoie. Un alt beneficiu pe care un consum sănătos de apă îl aduce este acela că îmbunătățește circulația oxigenului din sânge. Apa transportă substanțe nutritive utile, așa cum spuneam, dar inclusiv oxigen în întregul corp. O cantitate sănătoasă zilnică de apă îmbunătățește circulația și are un impact pozitiv asupra sănătății generale. Atunci când există suficientă apă și suficient oxigen în organism, metabolismul se activează, ceea ce duce la energie, forță, vitalitate, putere de muncă. Atunci când facem munci sau activități grele, solicitante din punct de vedere fizic, este esențial să bem o cantitate mai mare de apă, pentru că hidratarea, așa cum spuneam, afectează forța, puterea și rezistența. Efectele negative ale muncilor grele, mai ales dacă sunt făcute la căldură, fără suficientă apă, pot include unele probleme de sănătate, cum ar fi scăderea tensiunii arteriale și hiperaritmia. Așadar, ar trebui să avem mai multă apreciere pentru cei care fac toate aceste munci
toate aceste munci grele pentru noi. Vedem muncitori care lucrează vara, pe timpul zilei, așadar să nu ezităm, dacă nu putem să facem ceva pentru ei, măcar cu gândul să-i ajutăm. Acum, spune-ne, te rog frumos, puțin despre cum anume am incorporat apa în cabinetul nostru și, de asemenea, dacă le putem arăta telespectatorilor câteva trucuri prin care pot să verifice nivelul de apă din corp. Am să încep cu trucurile. E foarte simplu. O metodă învățată este să ne ciupim de piele, tragem puțin în sus și dacă pielea revine repede, este elastică, înseamnă că este corpul bine hidratat, avem colagen, avem elastină și lucrurile funcționează foarte, foarte bine. Dar veți vedea de obicei la persoanele în vârstă care nu consumă apa, se ridică pielea și rămâne acolo, se retrage foarte încet în jos. Este o metodă să verificăm nivelul de hidratare al corpului. Putem să verificăm și nivelul de hidratare și oxigen în podul palmei. Avem aici o zonă foarte interesantă. În momentul când, dacă apăsăm puțin mai tare, retragem degetul. Dacă pielea revine repede la normal, înseamnă că organismul este bine oxigenat, înseamnă că este bine hidratat și lucrurile funcționează foarte bine. La persoanele care au deficit de oxigen sau deshidratate, veți vedea că în momentul când apăsați, rămâne acolo un semn vânăt, rămâne o albeață și pielea revine foarte greu la normal. Eu am intuit încă din copilărie importanța apei în viața oamenilor de zi cu zi și am observat de-a lungul timpului, făcând terapii, ce înseamnă să integrezi și o apă de calitate în procesul terapeutic. Noi, la centrul nostru, avem câteva terapii cu care ne mândrim, pentru că sunt terapii elaborate în urma a 10 de ani de studiu. Am compilat câteva terapii corporale, manuale, care îmbină, de fapt, ritmurile sau ciclurile naturale ale pământului. Lumină, ritm, sunet, culoare, apă, toate acestea sunt integrate în terapiile noastre. De aceea, și cei care apelează la serviciile noastre ne rămân prieteni pe viață, pot să spun, am clienți de 22 de ani care ascultă cu nerăbdare orice sfat îi dau, pentru că eu cercetez, noi facem multă muncă de cercetare, venim întotdeauna cu lucruri care sunt benefice pentru sănătate. Și am observat ce înseamnă o apă de calitate. Vin persoane cu anumite dureri în special sau probleme de sănătate și noi le oferim apa, pentru că punem la dispoziție apa hidrogenată despre care ne va vorbi Adriana în viitorul, în această emisiune. Este o apă cu proprietăți extraordinare, veți înțelege foarte bine ce înseamnă apa hidrogenată. Și am observat că în momentul când omul bea apă înainte, bea și un pahar de apă cu hidrogen după, diferența este uriașă. Efectele benefice ale terapiilor apar mult mai repede și se mențin pentru mult mai mult timp. De aceea este foarte important, dacă nu reușiți să ajungeți în centrul nostru de terapii, este foarte important să cereți sfaturi, să vă arătăm cum puteți să aveți o apă de foarte bună calitate acasă și la costuri foarte, foarte mici. Dar să vedem și alte beneficii ale apei. Așa este, am mai pregătit multe alte idei interesante legate de beneficiile apei. Un alt bine foarte mare pe care apa îl aduce pentru noi oamenii este că ne ajută să luptăm mai ușor cu unele boli, pentru că ajută sistemul imunitar. Printre problemele în care apa poate ajuta se numără constipația, așa cum am spus, pietrele la rinichi pe care deja le-am menționat, dar putem să adăugăm aici și astmul, infecții ale tractului urinar și hipertensiunea. Apa ne ajută de asemenea să absorbim vitamine, minerale, substanțe nutritive importante din alimente, ceea ce ne crește șansele de a rămâne sănătoși, pentru că acestea susțin. Fără minerale și vitamine nu putem să trăim. Apa este foarte importantă și pentru tineri, copii și adolescenți.
Pe lângă toate beneficiile despre care am discutat până acum, care li se pot aplica în egală măsură atât adulților cât și tinerilor, un consum regulat de apă ajută funcția creierului. Hidratarea adevărată și adecvată, veți vedea de ce spun adevărată, este cheia pentru a ne merge mintea, cum este vorba românească. Atunci când nu bem suficientă apă, concentrarea, vigilența și memoria sunt afectate. Ori știm cât de importante sunt toate acestea nu numai pentru adulți, care trebuie să ia multe decizii importante în fiecare zi, dar și pentru copiii și tinerii care sunt încă la școală. Tot în această zonă putem spune că apa ajută și la îmbunătățirea stării de spirit. Deshidratarea poate duce la oboseală și confuzie, precum și la anxietate. Ceea ce este foarte interesant, pentru că organul care este foarte afectat de frică, teamă, anxietate, pe lângă creier, sunt tocmai rinichii, cei care se ocupă de filtrarea apei în organism. Nu întâmplător există această legătură între faptul de a bea apă și dispoziția sufletească. În plus, apa ne poate ajuta și atunci când suntem nervoși sau supărați pe cineva sau când simțim nevoia de a exploda, cu ghilimelele de rigoare. Unul dintre cele mai drăguțe sfaturi pe care le-am auzit în ultima vreme, în spirit de glumă, dar din care am învățat ceva, a fost legat de aceasta. Ești supărat sau nervos pe cineva? Înainte de a răspunde persoanei respective, ține în gură o cantitate mare de apă și numără până la 20. Așa te liniștești și ai și timp să te calmezi, cum spuneam, dar și să te gândești la un răspuns, nu să dai un răspuns la nervi. Așa că, mai în glumă, mai în serios, se pare că apa ne poate ajuta și pe plan social, să avem relații mai bune și mai pașnice cu cei din jurul nostru. Alte două beneficii ale apei pe care doresc să le amintesc sunt cu privire la articulații și la piele. Consumul de apă ajută la lubrifierea și amortizarea articulațiilor, sau cum spune bunica mea, să mai ungem balamalele. Acest lucru ajută la reducerea disconfortului cauzat de afecțiuni precum artrita și alte probleme articulare. Trebuie să vorbim și despre frumusețe, pentru că apa ajută și la menținerea strălucirii pielii, ne ajută să ne menținem pielea hidratată și poate stimula producția de colagen. Colagen despre care știm că și el este foarte important pentru articulații, genunchi, picioare, dar care din păcate scade pe măsură ce se înaintează în vârstă. Totuși nu uităm că pentru protecția și sănătatea pielii este foarte important pe lângă apă să folosim și creme cu factori de protecție împotriva radiațiilor ultraviolete și că trebuie să ne protejăm de soare. Suntem convinși că multe dintre aceste beneficii le cunoașteți deja și că le-ați simțit și ne dorim să le experimentați în continuare, pentru că apa chiar înseamnă viață pentru corp. Nu degeaba oamenii de știință se bucură atât de tare când găsesc apă pe alte planete și la fel, așa cum am discutat la început, nu este întâmplător că planeta Pământ este un mediu cu condiții pentru viață aici, pe Pământ, având în vedere suprafața de apă care îl acoperă. Interesant este că fără mâncare, omul poate trăi mai mult timp, dar fără apă nu poate trăi decât câteva zile. Așadar, este important să consumăm suficientă apă pentru a evita deshidratarea, pentru că deshidratarea poate cauza probleme rinichilor, uneori chiar grave. Așa cum spuneam anterior, apa ajută la dizolvarea mineralelor și a nutrienților, făcându-le mai ușor de transportat în tot corpul. De asemenea, ajută la eliminarea deșeurilor. Rinichii joacă un rol cheie în activitatea lichidelor din corp. Sunt convinsă că nu este o informație nouă. Dar și despre aceasta putem spune că apa este vitală pentru rinichi și funcția lor. Gândiți-vă că în fiecare zi, rinichii filtrează în jur de 110 până la 140 de litri de lichid în corp. Imaginați-vă această informație, câtă responsabilitate este pe rinichi, ce funcție importantă au ei în corp. Dintre aceste 110-140 de litri de lichide pe care rinichii le procesează, aproximativ 1-2 litri sunt scoase afară din organism, sunt îndepărtate sub formă de urină și transpirație, iar restul este recuperat de sânge.
Dacă rinichii nu funcționează corect, în interiorul corpului se pot acumula deșeuri și exces de lichid sau reținere de apă, așa cum este cunoscută mai, în termeni mai populari. Boala renală cronică netratată poate duce la insuficiență renală. Organele nu mai funcționează și în cele din urmă se poate ajunge chiar la dializă. Infecțiile tractului urinar, să știți că sunt considerate al doilea cel mai frecvent tip de infecție din organism și afectează milioane de oameni în fiecare an. Pentru că sunt foarte ușor de creat în organism, vom vedea imediat cum. Insuficiența renală, de asemenea, poate duce la anemie, afectează sistemul nervos, insuficiență poate să creeze insuficiență cardiacă și să slăbească sistemul imunitar. Infecțiile bruște sau acute ale rinichilor pot pune viața în pericol literalmente, în special dacă apare septicemia. A bea apă suficientă este o modalitate foarte simplă de a reduce riscul de a dezvolta o infecție a tractului urinar și de a ajuta la tratarea unei infecții deja existente. Vorbeam puțin mai devreme și despre pietrele la rinichi. Principala cauză a acestora este tot lipsa de apă. Ce să vedeți? Persoanele care le raportează, adică persoanele care dezvoltă aceste pietre la rinichi, adesea nu beau cantitatea zilnică recomandată de apă. Pietrele la rinichi pot crește, de asemenea, riscul de boală cronică de rinichi sau de a complica o infecție urinară. Totuși, deshidratarea nu se întâmplă numai atunci când nu bem apă, ci și dacă folosim și pierdem mai multă apă decât consumă organismul. Asta poate duce la o pierdere și un dezechilibru de potasiu, fosfat și sodiu, care sunt minerale foarte importante pentru celule și organism, așa cum vom vedea puțin mai târziu. Totuși, avem rugămintea la dumneavoastră să nu neglijați actul medical. Toate informațiile pe care le prezentăm în cadrul acestei emisiuni au caracter informativ, dar trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră dacă prezentați oricare dintre simptomele menționate anterior sau alte simptome. Și totuși, pentru că suntem la Fântâna Sănătății, să știți că nu întâmplător a fost ales acest nume pentru emisiunea noastră, pentru că de mult timp suntem interesați de legătura dintre apă și sănătate. Noi aici, la această emisiune, dorim să ne concentrăm pe soluții, nu pe probleme, pe partea pozitivă a lucrurilor pe care le putem face pentru a ne susține sănătatea, pentru că și optimismul și pozitivitatea au un rol foarte important. Ne poți povesti puțin, te rog, care a fost ideea din spatele numelui acestei emisiuni de Fântâna Sănătății? Ce anume te-a inspirat? Este foarte simplu. Am început să practic terapiile alternative. Am văzut eficiența apei în actul terapeutic și m-am documentat cum se întâmplă acest lucru. Ce ai spus tu, ai spus foarte bine, într-adevăr, apa este un element unic în univers, pentru că poate să îmbrace mai multe forme în același timp. Și tot circulă pe internet. Eu n-am fost acolo, dar tot se vorbește despre apa Hunza. Zona aceea din Pakistan, din anumiți munți acolo, unde oamenii trăiesc cu 100 și ceva de ani, sunt fertili, femeile nasc la 60 și ceva, la 70 de ani am auzit. Și este un fenomen pentru lumea medicală. Și toate aceste beneficii au fost puse pe seama apei. Există un ghețar acolo, un ghețar albastru, curge apă și localnicii se beau acel tip de apă și se pare că are proprietăți extraordinare. Și atunci am făcut legătură cu viața mea la țară, cum v-am povestit, cu copilăria mea, cu fântâna din apropierea casei și mi-am dat seama că, de fapt, atmosfera din sat era foarte apropiată, pentru că nimeni nu suferea de depresie, toți erau fericiți, munceau, aveau vitalitate. Când eu am plecat în armată, aveam un consătean 96 de ani, scotea la buturugi, o forță incredibilă. Eu n-am scos în viața mea la buturugi și el scotea fluierând și plăcea să cânte, povestea, 96 de ani. Și mi-am dat seama că, de fapt, proprietățile apei sunt extraordinare. De fapt, apa este aliment
este chiar la baza piramidei sănătății, chiar mai important decât nutriția, apa și vom vedea și somnul într-o emisiune viitoare, cât de important este să dormim un somn de calitate. Și am căutat acel tip de apă. Este adevărat, acum avem instrumentele necesare să măsurăm calitatea apei, dar din cauza contaminanților chimici. Discut cu persoane care sunt autorizate să dea un răspuns foarte precis. De exemplu, am vorbit cu o doamnă care se ocupa de Ministerul Apelor în zona de sud, Muntenia și în zona de sud, deși zona unde locuim noi, și spunea că apa nu mai este potabilă din cauza contaminanților chimici, nitrați, nitriți, fosfați, tot ce, imaginați-vă, tone de poluare din atmosferă se întoarce foarte, se întorc toxinele chimicale cu precipitațiile în sol. Se fixează cu compuși chimici, automat sărăcește solul și în minerale. Iar calitatea apei este la ora actuală una dintre marile probleme. Pentru că o apă care este contaminată, o apă care are o încărcătură de minerale anorganice nepermis de mare, nu face decât să îngreuneze corpul rinichii despre care vorbea Adriana, să-i forțeze și mai mult, să facă acei calculi la bidă, la rinichi, ciocuri peste tot. Și la ora actuală este una dintre marile probleme calitatea apei. Nu știu dacă medicina sau forurile de specialitate au făcut legătura dintre calitatea apei și bolile cardiovasculare. În spatele bolilor cardiovasculare stau de fapt oboseala rinichilor. Când rinichii ajung la epuizare, automat se strică tot lanțul acesta care ar trebui să angrenajul sănătății care ar trebui să ne mențină viața în parametrii optimi. De aceea mi-a venit ideea, așa cum o fântână proaspătă ține viața curată, ține viața voioasă, veselă, mi-am dorit ca această emisiune să fie un fel de izvor de inspirație pentru dumneavoastră, unde să fie ca un fel de oază de liniște, unde timpul petrecut în prezența noastră alături de noi să fie timp de bună calitate care să vă revigoreze din punct de vedere emoțional, mental, cu informații de foarte bună calitate. Și așa a luat naștere Fântâna Sănătății. Eu una mă bucur pentru că, deși este o provocare la nivel de așa, de a ne învinge teama de public, de vorbit în public, dar este o bucurie pentru noi că putem să împărtășim informațiile care au fost acumulate în mulți ani de experiență a lui. De ceva vreme am intrat și eu pe acest făgaș, tot datorită tatălui meu. Dar acum că am ajuns la acest punct al discuției, haideți să vedem două tipuri de apă care astăzi sunt la mare căutare, sunt foarte populare. Așa cum am văzut până acum, când vine vorba de sănătate, o recomandare testată și adeverită este să avem un consum sănătos de apă. În timp ce apa simplă, îmbuteliată, oferă o serie de beneficii, există două tipuri de apă îmbunătățită, spunem noi, asupra cărora ar putea sau ar trebui putea să ne îndreptăm atenția. Apa alcalină și apa cu hidrogen sunt aceste două tipuri diferite de apă care prezintă o serie de beneficii. În această emisiune veți afla tot ce trebuie să știți despre apa alcalină și apa cu hidrogen. Aflând despre diferențele dintre cele două, beneficiile lor și mecanismul din spatele fiecărui tip de apă, dumneavoastră veți decide dacă apa alcalină sau cu hidrogen este potrivită pentru dumneavoastră. Haideți să începem cu apa alcalină. Pentru a înțelege cu adevărat apa alcalină, trebuie să discutăm puțin despre elementele de bază, adică să pornim discuția de la pH. Chimia, cine a făcut la școală chimia, știu că n-a fost pe placul tuturor. Mie una însă mi-a plăcut foarte mult chimia și toată această discuție despre mediile din mediul conjurător, din corp. Scara pH-ului variază de la 0 la 14, 0 fiind foarte acid și 14 fiind foarte bazic
sau alcalin. Când ceva este alcalin, înseamnă că are un pH mai mare de 7, pentru că pe scara pH-ului nivelul 7 este considerat neutru. Așadar, ce este sub 7 este considerat acid, ce este peste 7 este considerat alcalin. Știu că sunt date tehnice, dar sunt importante pentru a înțelege cum funcționează organismul nostru și cum anume putem susține sănătatea. Pentru a vă face o idee, sângele nostru, pe scara pH-ului, se află undeva la 7,3 sau 4 până pe la 7,5. Dacă pH-ul sângelui ar scădea cu un singur nivel, adică dacă ar ajunge la 6, corpul nostru ar intra cel mai probabil în comă diabetică. Viața nu poate fi susținută cu sângele la acel nivel de pH. În timp ce stomacul se află la nivel de aciditate, între nivelul 1 și 3 pe scara pH-ului, la fel de acid precum este o baterie. Intestinul gros are și el o aciditate de aproximativ 5,5. Urina, transpirația, de asemenea, trebuie să fie acide sub 7 pe scara pH-ului. Motivul pentru care am dat toate aceste exemple este pentru a înțelege că acest concept de alcalin și acid nu înseamnă în mod automat bine și rău. Alcalin este bun și acid este rău. Nu, ci trebuie să înțelegem că fiecare fluid din corp are propriul nivel pe scara pH-ului. Iar atunci când intervenim asupra lui, se pot crea dezechilibre. De asemenea, este important să înțelegem și cum aceste fluide interacționează unele cu altele. Spre exemplu, lichidul produs de bilă, de vezica biliară, trebuie să fie alcalin, undeva între 7 și 8 pe această scară de pH. Asta pentru a neutraliza aciditatea stomacului, care este, așa cum spuneam mai devreme, între 1 și 3. Acum că am stabilit că avem nevoie atât de acid cât și de alcalin, trebuie să înțelegem și ce sunt alcalinele, sau mai exact ce face ca apa să fie alcalină. Pentru că nu putem discuta despre alcalinitate și apă alcalină fără a menționa aceste minerale care pot neutraliza acizii. Sunt 4 minerale foarte importante: calciul, magneziul, sodiul și potasiul. Calciul este important pentru sănătatea oaselor, pentru funcția inimii, a mușchilor și a sistemului nervos. Magneziul ajută la transformarea alimentelor în energie și este necesar pentru peste 300 de reacții biochimice din organism. Este un element atât de important pentru sănătate, încât multe dintre funcțiile corpului nu ar putea fi îndeplinite în lipsa lui. Sodiul, și el foarte important, reglează tensiunea arterială și susține funcția nervoasă și mușchii. Iar potasiul, la fel, este esențial pentru mușchi, mișcare, mobilitate și ajută digestia. Apa alcalină are aceste 4 minerale uimitoare. Având în vedere beneficiile despre care, pe care tocmai le-am menționat, oferite de aceste minerale, am putea trage concluzia logică că băutul de apă alcalină promovează sănătatea, nu? Este posibil. Totuși există și câteva aspecte care sunt contraindicate. Care sunt beneficiile consumului de apă alcalină? Există multe afirmații când vine vorba despre beneficiile consumului de apă alcalină, inclusiv un sistem imunitar întărit, niveluri echilibrate ale pH-ului în organism, recuperare musculară mai rapidă, o scădere a simptomelor de reflux gastroesofagian și lista continuă. Sigur, apa alcalină are beneficii pentru sănătate. Spre exemplu, atunci când există o aciditate în stomac excesivă, peste limita normală. Totuși, așa cum spuneam mai devreme, este important să rețineți că un mediu acid nu este neapărat un lucru rău. Da, prea multă aciditate ne poate expune riscului de probleme de sănătate. Dar acidul există în organism pentru un motiv. De exemplu, acidul din stomac este necesar pentru descompunerea corectă a alimentelor. Acest acid, de asemenea, ajută la eliminarea de deșeuri și ucide bacteriile dăunătoare din corp. Unii profesioniști din lumea medicală sunt de părere că apa alcalină prezintă un risc în privința scăderii pH-ului organismului și a reducerii excesive a acidității stomacului. Prea multă alcalinitate în organism poate duce la o afecțiune numită alcaloză, fapt ce poate duce la probleme gastrointestinale, iritații de piele, vărsături, convulsii musculare, furnicături în extremități, dureri de cap, confuzie, transpirație excesivă și așa mai departe.
Dacă aciditatea normală, sănătoasă, în parametrii a stomacului este redusă, capacitatea corpului de a se apăra de bacterii scade și, de asemenea, poate scădea și capacitatea de absorpție a calciului. Asta au fost câteva aspecte de care trebuie să ținem cont în legătură cu apa alcalină. Să vorbim acum și despre apa cu hidrogen. Sunt multe diferențe între apa alcalină și apa cu hidrogen. În timp ce apa alcalină încearcă să folosească un pH mai ridicat pentru a combate problemele din organism, apa cu hidrogen luptă împotriva două dintre cauzele principale ale îmbătrânirii și a problemelor de sănătate, adică stresul oxidativ și inflamația. Poate că acest concept de stres oxidativ este nou sau poate doar ați auzit întreagă despre el. Acest stres oxidativ are legătură cu respirația noastră și mediul înconjurător, unde există raze ultraviolete, agenți patogeni, poluare, acțiunea ierbicidelor, așa cum era menționat mai devreme. Toate acestea produc radicali liberi care sunt toxici pentru corpul nostru. De asemenea, menționăm și cauzele alimentare, o dietă săracă în vitamine și antioxidanți sau, de asemenea, atunci când există un efort fizic intens. Stresul oxidativ este una dintre cauzele principale a oricărei boli umane. Poate să provoace dureri, inflamație, oboseală și alte boli cronice. Totuși, studiile arată că hidrogenul protejează organismul împotriva stresului oxidativ. Face acest lucru prin neutralizarea radicalilor liberi. Cum anume face asta? Hidrogenul se unește cu radicalii liberi sau cu alte toxine din corp și le transformă în apă pe care le elimină ulterior prin urină. Acum, odată cu dezvoltarea societății, mediul este poluat, stresul și tensiunea în care oamenii trăiesc crește în fiecare zi. Toate acestea accelerează procesul de îmbătrânire și determină apariția diferitelor boli. În anii 50, un medic din America a făcut cercetări legate de anti-îmbătrânire și a dezvoltat teoria radicalilor liberi în îmbătrânire și patologie, potrivit căreia cauza îmbătrânirii organismului și a formării bolilor sunt radicalii liberi care se formează în organism în timpul respirației, fumatului, consumului de alcool și așa mai departe. Am menționat puțin mai devreme aspectele care duc la acești radicali liberi. Atunci când în corp se acumulează radicali liberi, se pornește procesul de instalare a bolilor și de scăderea duratei de viață. Hidrogenul este unul dintre cei mai puternici antioxidanți din natură. Pe lângă faptul că neutralizează acești radicali liberi, există și multe alte beneficii ale consumului de apă cu hidrogen. Ea acționează ca un puternic antiinflamator și îmbunătățește metabolismul celular. Consumul de apă hidrogenată crește și activitatea enzimelor, ceea ce duce la creșterea nivelului de energie celulară. În plus, poate ameliora simptomele cauzate de artrita reumatoidă, de alergii, de diabet și poate reduce inflamația din corp. Ajută la îmbunătățirea funcției sistemului imunitar și poate avea efect de anti-îmbătrânire și de înfrumusețare. Dacă mai devreme am discutat despre posibilele riscuri ale apei alcaline, să vedem care sunt riscurile și pentru consumul de apă cu hidrogen. În prezent nu există riscuri cunoscute implicate în consumul de apă cu hidrogen și nici nu există contraindicații. Așadar, apa cu hidrogen este sigură și poate fi consumată de oricine. Cum putem obține apă cu hidrogen? Pe lângă alte metode, avem la dispoziție cana de apă hidrogenată Yangsheng H2 sau Hidrogen 2. După ani de cercetare tehnică, cercetătorii de la Fohau, compania Fohau, au rezolvat în cele din urmă problemele tehnice legate de complexitatea procesului de generare a hidrogenului și au dezvoltat această cană care generează apă cu o concentrație mare de hidrogen, lucru care aduce un puternic efect antioxidant. Cana de asemenea este portabilă
după cum vedeți că și noi o aducem, poate fi luată cu ușurință în geantă și peste tot. Una dintre recomandările specialiștilor pentru a crește consumul obișnuit de apă este faptul de a ține la îndemână tot timpul cu tine o sticlă cu apă pentru a avea astfel acces mai ușor la ea și pentru a ne reaminti să bem apă. Așadar, am văzut discuția, am pus în oglindă apa alcalină și apa cu hidrogen și spuneam că rămâne la latitudinea dumneavoastră să alegeți care considerați că vă este mai potrivită, pentru că ambele prezintă beneficii. Acum că am văzut ce rol important joacă apa în detoxifiere, în eliminarea deșeurilor din sânge și, și din organism, să vedem puțin despre terapia FOHAU în raport cu apa. Ce ne poți spune despre acest subiect? Aș vrea să mai amintesc puțin despre soluția găsită de noi pentru apa care să îmbine actul terapeutic. Avem o apă hiperfiltrată printr-un filtru de osmoză inversă, după care o punem în această cană cu care face ion de hidrogen. Este suficient să apăsăm un buton și observăm cum începe să se creeze bule de hidrogen. Care este diferența? Diferența este uriașă, pentru că eu călătoresc foarte mult cu mașina în țară. Am observat consumul de apă normală din comerț, apă de calitate care întrunește toate standardele calității, și am văzut și diferența cu apa de hidrogen, îmbunătățită cu ion de hidrogen. Și cum am văzut, este foarte simplu la necesitate de urinare. Fiind o apă microstructurată cu acea ton minuscul care intră foarte bine în celulă și hidratează, are particularitatea ca rinichii să folosească foarte bine apa și veți vedea că nu există nevoia de urinare atât de frecventă cum se întâmplă când bem apă normală. Persoanele care suferă de prostată, incontinență urinară, această apă este o apă cu beneficii extraordinare. În momentul când facem terapia FOHAU, acea terapie despre care am vorbit în emisiunile trecute, și începem să creeze în corp efect și de acupunctură, și de reflexoterapie, și de masaj cu ventuze, și moxibuxie, și masajul guașa, imaginați-vă că pentru organism este o eliberare de toxine, de deșeuri metabolice uriașe. Și în momentul în care venim cu o apă de foarte bună calitate, facilităm procesul de eliberare a toxinelor din corp. Și în felul acesta corpul se simte dintr-o dată mai ușor. Majoritatea persoanelor care vin pentru prima dată la terapia FOHAU recunosc parcă mi s-a luat o piatră de moară după spate. De ce? Pentru că se eliberează toxinele din corp, se îmbunătățește circulația sanguină, circulația microcapilarelor, în așa fel încât corpul poate să-și facă procesele de autoregenerare foarte, foarte bine. Vă îndemnăm, dragi telespectatori, să apelați cu toată încrederea la terapia FOHAU. Pentru cei care sunteți în țară, sunați-ne să vă recomandăm cât mai aproape de locuința dumneavoastră un terapeut FOHAU. Ideal ar fi ca dumneavoastră să deveniți propriul terapeut prin achiziționarea unui aparat de masaj FOHAU. Vă învățăm cum să-l folosiți în așa fel încât să aveți toate beneficiile terapiei FOHAU în casa dumneavoastră. Această cană este un ajutor în ce privește sănătatea, pentru că vine și îmbunătățește calitatea apei. Putem să luăm apă din comerț, am pus în cana filtrantă, apăsăm pe un buton, în aproximativ 2 minute se încarcă cu hidrogen. Deja suntem anunțați că s-a atins nivelul maxim de oxigen, de hidrogen, iar acum dacă bem această apă, vom vedea că are beneficii extraordinare. Dintr-o dată nu mai simțim starea de oboseală. Primul beneficiu se simte în starea de energie și vitalitate. Adriana, dacă vrei să concluzionezi tu, să închidem, să tragem o concluzie la ce am discutat. Sigur.
În această emisiune am luat la puricat, ca să spunem așa, beneficiile apei. Sunt convinsă că sunt mult mai multe, totuși acestea despre care am discutat sunt cele pe care noi am ales să vi le prezentăm. Cu siguranță apa va fi un subiect pe care îl vom mai relua, pentru că despre apă se poate vorbi foarte, foarte mult, din multe unghiuri, perspective. Așadar, apa de calitate poate să afecteze în bine calitatea sângelui, a circulației pe de-a întregul, inclusiv a microcapilarelor, așa cum am discutat în emisiunea anterioară pentru cei care ne urmăresc cu regularitate. Și avem la dispoziție în prezent mai multe instrumente de calitate pentru apă. Dragi telespectatori, ne bucurăm foarte mult că am putut să fim alături de dumneavoastră. Vă mulțumim cu recunoștință pentru atenția dumneavoastră și ne revedem săptămâna viitoare, sâmbăta viitoare, de la ora 21, la o nouă emisiune Fântâna Sănătății. Până atunci, nu uitați să fiți fericiți, sănătoși și bucuroși! Această emisiune v-a fost oferită de Centrul de Tratamente Naturiste Nicu Ghercu.